Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, alături de Ionuț Savoiu, au mers vineri pe străzile din orașul dâmbovițean Titu în cadrul acțiunii de campanie și susținere pentru Vlad Oprea, candidatul organizației la primăria urbei. Aceștia au vizitat piața orășenească, au luat la pas cartierele și s-au oprit la discuții cu oamenii, care au vorbit despre problemele cu care se confruntă zi de zi și despre ce și-ar dori să vadă pe viitor în comunitatea lor. Nu mai suntem frumoși. Ce faci, mamă? A fost de două ori la matata. Tu fără să nu mi-a dat și nouă bani.